soarele știa că de acolo, de departe de unde era el, n-ar fi putut să facă niciodată nimic ca luna să-i fie mireasă. Dar pentru a fi mai aproape de ea, într-o zi și-a trimis pe pământ o rază. O rază care s-a transformat într-un prinț. Un prinț care avea un chip atât de frumos și luminos, încât toate fetele din regat, îndrăgostite de el, i-au pus numele de Prințul Soare.